Bună ziua, dragi prieteni din Săgetător. Haideți să vă arăt ce va ieși la Săgetător. Prima dată vă spun că v-au ieșit stelele. Stelele arată într-o săptămână, într-o lună, pe viață. Dar cred că două săptămâni așa o să vă... Vi se întâmple ceva neplăceri, întâmplări neplăcute. De exemplu, ceva greșeli la serviciu sau cineva vă spune ceva ce vă deranjează, nu ajungeți la timp într-un loc, ceva ce vă iese de sub control, nu puteți controla această situație. Apoi, v-a ieșit ancora. Ancora arată împlinirea dorințelor, a speranțelor în 6 luni, da? Deci de acum în 6 luni, succes pe apă, împlinirea dorințelor. Dacă nu ați primit încă sau nu vi s-a împlinit ce vă doriți, este pe punctul de a vi se împlini. Când sunteți aproape de destinație, poate fi familia ce-o doriți, serviciu ce-l doriți, succesul ce-l doriți. Deci se împlinește. Aproape. Aproape, aproape. Apoi, lângă aici va ieși peștele. Iarăși va ieși... uite la aici. Aici. Este iarăși drept, arată că aveți noroc. Cam 2 săptămâni, o lună, 6 luni. 6 luni. Pe apă sau în lucruri spirituale. Orice faceți cu apă, aveți noroc. Dacă faceți croazieră sau să căutați norocul pe apă. Dar și orice faceți, merge ușor și o să aveți satisfacție. O să aveți bucurii pentru ceea ce faceți. Așa, va ieși apoi mai sus aici. Nu pot să ridic asta, numai puțin că am un cablu aici. Așa. Așa. Un pic. Aha. Aici va ieși pădurea. Arată că în 6 luni, deci de acum în 6 luni, vă amestecați cu oameni. Mulți oameni și o societate foarte plăcută, adică numeroasă și plăcută. Pentru că este în poziția 2. Dacă vreți mai multe ore la serviciu, să lucrați mai mult, arată că puteți, că vă acceptă șefii, că... Dacă sunteți singuri și vreți un partener, orice faceți este bine pentru dumneavoastră și sunteți pe punctul de a întâlni un partener. Dacă nu faceți mult, nu sunteți mult între oameni, ar trebui să faceți ceva, să fiți între oameni. Să mergeți la un curs sau să faceți ceva voluntar, da? Haideți să mai iau de aici să vă arăt, v-a ieșit aici focul. Focul arată, focul vă va învălui inima, asta de acum în o lună, 6 luni. Cineva, o dragoste nouă, romantic, o relație, multă pasiune arată. Nu este ceva periculos, este ceva bun. Dacă nu este ceva romantic, normal asta arată ceva romantic despre dragoste. Arată că sunteți într-un punct în viața dumneavoastră unde sunteți implicați, ori foarte mult în serviciu, în
ceea ce faceți, cu pasiune faceți. Cam asta a fost, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.